this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Piggy. Astăzi vom juca pe următorul capitol. Hai că nu am uitat din nou să dau pe server privat dacă e. Am înțeles. Mă, oameni buni, ideea este că n-am mai postat de două săptămâni pentru că, după cum știți, n-am mai putut să mă ocup de YouTube pentru o perioadă pentru că am lucrat foarte mult la un proiect pentru facultate. Am spus asta și pe comunitate că nu o să pot posta în weekendul acela, știți voi despre care vorbesc. Ok, haideți să ne dăm și noi aici pe metro între timp. Dar hei, uite că am revenit cu un nou episod și sper să vă placă. Dacă da, nu uitați de un like, subscribe, share, știți bine ce aveți de făcut. Și hai să vedem. We are almost out of here. I just need to rest a little. Ok. Don't worry, bunny. We are getting out of here. Ok, deci practic noi știți că data... Ce pana mea? Ok, oameni buni, nu știu, nu mă întrebați de ce se auzea acel sunet de la Windows, dar am rezolvat, din câte se pare. Hai să vedem, deci... Oh my god! Mamă, cum arată ăsta, ești nebun! Bă, și ce sunet tare! Bro, dar ce sunet creepy are, ești nebun? Ok, deci practic acolo trebuie să... Mamă, se întâmplă prea multe chestii, sunt prea multe chestii pe aici, să-mi bag piciorul. Mamă, trebuie să mă obișnuiesc și cu harta, ia uite! Mamă, bro, cum arată ăsta! Lasă-mă! Bă, e fix în spatele meu. Ok, îi mai fac schema aia. Să mă lase în pace. Bro, cum arată ăsta, ești nebun. Ok, este o arbaletă cu alea. Habar n-am ce trebuie făcut cu ea. Bun. Îi fac schema. Schema ț. Avem cheia Cyan. Cheia Cyan. Bro. Bă, dar lasă-mă și pe mine să... Ok, l-am fentat pe fraier. Mi se pare că trebuie să ne ducem jos ca să descuiem ușa aceea cu cheia Cyan. Cheia Cyan, cheia portocalie. Și dacă nu mă înșel... What the fuck? Bă, dar uite cum arată ăla. Uite-te și tu numai cum arată, ești prost. Ce-i aici? Este... Ok, deci nu prea ne interesează zona. Hai să ne ducem înapoi sus. Hai sus! Acolo avem nevoie de... What? E un card aici. Oh, dar trebuie să luăm niște bănuți. Ca să-i băgăm acolo. Bă, ești nebun. Uite bănuțul. Am găsit bănuțul, oameni buni. O să vreau să închid această ușă. Bro, lasă-mă să iau... Mamă. A, mai trebuie. Mai trebuie un bănuț. Nu te cred. Ok, și aici trebuie să folosim... Am înțeles. Mamă, ăsta e în spatele meu. Ok. Bă, dar lasă-mă, mă, și pe mine. Bă, nici nu știu unde să mai caut, frate, că am căutat peste tot, cred. Bine, de fapt, nu cred că am căutat peste tot din moment ce n-am găsit ceea ce voiam. Cred că aici n-am căutat. Bro. Bă, dar vreau și eu să iau cheia aia, mă. Dar mă enervează ăsta, bă. Ok, avem o arbaletă. Din câte am văzut, avem... Mamă, câte avem aici. Să-mi bag piciorul. Să îmi bag piciorul. Bă, da, uite ce sunet face ăsta. E cel mai creepy sunet de până acum. Avem nevoie de ceva. Da, nu cred că avem nevoie de morcovel. Momentan.
Serios, bro? Bro, deci glumești cu mine, nu te cred, bro. Cum, bă, frate, să închizi ușa și să... Mamă. E clar. E clar. Ok, deci, practic, Bunny se odihnește puțin, așa cum ne-a zis, și a lăsat arbaleta cu alea. Lol. Avem aici ciocanul. Aici ce-i? E un bănuț. Ok, hai să mergem jos, să folosim cheia Cyan. Cheia Cyan. Bă, ce-am mă cu cheia Cyan? Cheia portocalie e asta. Acum să luăm ciocanul. Am văzut așa în principiu pe unde trebuie folosită fiecare chestie în parte. O să iau cheia verde mai degrabă. Avem ciocanul acolo, să nu uităm. Ma, o să-mi ia ceva să mă obișnuiesc. O să-mi ia puțin să mă obișnuiesc cu harta. Și cu tot ce e pe aici. Ok, uite cheia Cyan. Lol, am înțeles. Cheia Mov. Am văzut unde ne trebuie cheia Mov, dar nu știu dacă mă interesează momentan. Hai să luăm ciocanul, că de ciocan avem nevoie mai mult. A, e aici, mă. Băgameș. Ok, și cheia roșie, avem nevoie și de cheia roșie. Aici avem nevoie de cheia mov. Avem un morcov. Oulu. Bă, dar cum ajungem ăsta așa repede? Nu știu, mi se pare că devine din ce în ce mai greu jocul. Să-mi spuneți în comentarii dacă e așa. Bro, m-a prins. Nu m-a prins. Am scăpat puțin de ăsta. Bă, dar ce aș vrea eu să mai fac în momentul ăsta? Ok, să duc bănuțul ăsta. Cheia galbenă, ok. Am luat cheia galbenă, hai să vedem unde avem nevoie de cheia galbenă. Și dacă eu o să o folosim. Mi se pare că văzusem undeva unde trebuia eu să folosesc cheia asta. Bă, dar avem nevoie de cheia roșie, care habar n-am unde e. Ah. Cheia roșie. Let's go. Let's go, oameni buni. Ok, avem acolo și o cheie. Mai avem încă un morcov. Habar n-am unde-i porcul. Mai bine... Mai bine nu ziceam. Adică nici nu voiam să dau de el. Dar e ok. Ok, am deschis acolo bariera aceea. Dar acum ce aș vrea să fac? Cred că aș vrea să iau acea cheie. Sau bă, nu, aș vrea să mă duc la barieră. Acolo, să văd ce e aici. Avem cheia albă, oameni buni. Cheia albă. Ok, deci trebuie să ne ducem la tren. Acolo, la metrou, la... În fine. Înțelegeți voi ideea. A, și mai avem nevoie odată de ciocan. Dar nu mai știu unde am lăsat ciocanul. Ok, deci după ce folosesc ciocanul... Ok. Acum aș vrea să iau cheia. Care, sincer să fiu cu voi, nu mai știu unde era cheia. Din nou. Bă... Dar nu știu cu morcovii ăștia ce trebuie făcut. A, mi se pare că aici era, mă. Da, mă, la cheia roșie, da. Hai, let's go! Am scăpat, bro, let's go! Bunny, the train is working now. Yeah. Bunny, are you alright? Bro, și Bonnie a pățit ceva. Mr. P gave me a potion. I drank it. Bă, ești prost? I didn't know it would soon turn me into... You can still come with me. We can find him. Bă, ești nebun? No, you need to go without me. Ce trist. Bunny, I go now. I'll hold those monsters off for as long as I can. Well, goodbye, Bunny. Bă, nu te cred.
Good luck, Robitsu 03. Bă. Bă, ești prost? Am lăsat-o pe Bonnie acolo că a băut o poțiune de la Mr. P, ești prost? Ok, deci... Fără deci... Bro, nu știu, devine din ce în ce mai trist totuși, nebun. Adică povestea, știi? Ok. Păi atunci... Haideți să ne uităm și după foile cu secrete. Până acum am văzut doar una singură. Care, sincer, am uitat unde e. Da. Ok. Hai să vedem. Să ne uităm după foi cu secrete, da? Aș vrea să iau arbaleta, dar nu știu dacă era acolo. Uite că nu m-am uitat. Ok, ciocanul știu că ne trebuie aici. Nu o să mai mă duc cu ciocanul la intrare, pentru că n-are rost. Știți și voi de ce. Adică mă gândesc că vă puteți închipui de ce. Da. Ia morcovelul! Aia zic. I-am dat morcovelul. Da. Da, uite aici e foaia cu secret. Da, 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 da. Bine, eu am luat degeaba cheia. Acum mai bine luam morcovelul. Îi puneam acolo zi, luam arbaleta și ăla era. Așa mă, că vreau să-l las pe ăsta mai în urmă. Morcovel n-avem. Aș vrea să iau un morcovel, frate. Bro. Ok, 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 bun. Ah, mai e aici una. She really... Stai. She's really sick. I need help her. Ceva. Dar stați puțin că ăsta o să se trezească și o să-mi sară în față, știi? Ia, hai să citim repede. Any way I can, Mr. P. Ok, deci asta a fost prima foaie. Patient 0 was given substance 121. Patience has been restoring strength. Stai, what? Păi da, nu pot să citesc, frate, că eu sar și caracterul de pe Roblox sare foarte repede și mă enervează și... Da. Oare aici o mai fi o foaie cu secrete? Da, mai e una. Sunt 3. Ok. Dar ar putea fi 4 chiar. Deci, hai să citim de la cheia roșie, man. Aici, din zona asta. Maybe the doctor can make something occur. I'll give anything I feel better, Mr. P. Ok, deci astea sunt plicuri de la Mr. P. În care spune că are nevoie de un antidot ceva. Și că se simte mai bine, că nu știu ce, că bla bla bla. Hai să citim aici. Patient 0 așa. Patient has been restoring anything. Bro. Bă, da, e greu să le citești, man. E greu să le citești. Sunt foarte prost puse, să-mi bag piciorul. Așa că, oameni buni... cel mai bine spuneți-mi voi în comentarii. Deci sunt doar 3. Dacă e așa, să-mi spuneți în comentarii. Și cred că aici o să închid acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de genul pe viitor, nu uitați de un like, share, subscribe. Aveți toate alea în descriere. Yeah. Ok, asta am citit deja. Cu She's Really Sick. Vă mulțumesc de vizionare. Nu uitați un like, share, subscribe, toate alea în descriere. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!